Iar ministrul agriculturii pune capăt discuției privind închiderea supermarketurilor în weekend. După controversele create de limitarea programului comercianților, Florin Barbu afirmă că această idee a rămas doar la stadiul de propunere și că magazinele vor continua să funcționeze exact ca până acum. Decizia este foarte clară, nu se pune problema de acest lucru, de a fi închise aceste magazine. Am avut discuție cu retailerii mici care au și procesare și zootehnie, bineînțeles și magazine de desfacere, cât și cu retailerii mari. Vreau să închidem acest subiect, nu se vor închide magazinele și cred că ăsta este lucrul cel mai important și mesajul cel mai important. Florin Barbu a subliniat clar faptul că proiectul privind noul program al magazinelor nu se mai află pe masa guvernului. Potrivit ministrului agriculturii, această idee nu este susținută de niciunii dintre retaileri, nici de cei mari, nici de cei mici. Chiar dacă închiderea magazinelor în weekend ar fi fost pentru prima oară propusă de reprezentanții micilor comercianți. Nu a fost nicio propunere a comercianților, a fost o simplă discuție puse de cineva la întâlnirea care am avut-o la guvern. Dacă vorbim de retailer mici și retailer mari, decizia este foarte clară și discuțiile pe care le-am avut nu vor acest lucru. Ministrul Agriculturii oferă asigurări că decizia a fost luată deja și este definitivă. Magazinele vor funcționa la fel ca și până acum, iar oamenii își pot face în continuare cumpărăturile în orice zi a săptămânii, inclusiv sâmbăta și duminica. Programul nu va fi modificat și magazinele vor rămâne deschise la fel ca și acum.